Sunt și acum optimist și așa trebuie să plecăm, că dacă plecăm cu șansa a doua, ar însemna să, ca jucătorii să, adică să nu aibă încrederea care trebuie să o aibă, mai ales după campionatul european. Este un antrenor nou care a venit acum cu mare experiență. Cred că jucătorii sunt foarte încântați. Eu mă pun în locul lor și cred că și Burcă, dacă ar fi, s-ar pune în locul jucătorii și să-l ai pe Mircea Lucescu antrenor. Vrei să demonstrezi, indiferent că te știe, că te-a văzut, una e să lucrezi cu el și cred că va avea un plus, deși are o vârstă. Experiența lui își va spune cuvântul și sper să avem un început bun cu el, pentru că avem nevoie de să plecăm cu o victorie, deși va fi un meci foarte greu, cu o presiune fantastică. Ovidiu, tu vezi din fanta, din prisma antrenorului, cum vezi meciul din Kosovo? Pentru că noi avem un moral bun față de ei, însă și ei au această sete de răzbunare și cu siguranță o să o vedem, pentru că sunt dârși. Din perspectiva antrenorului, Mircea Lucescu nu a schimbat foarte multe lucruri. A preluat un grup de jucători care a performat. Da? Au făcut o calificare, au ieșit din grupele campionatului european. E clar că acest grup este un grup unit, da? A venit cu câțiva jucători care oricum nu sunt noutăți pentru echipa națională. El încearcă să ducă mai departe o muncă pe care a început-o Edi. E clar că din punctul ăsta de vedere al coeziunii are de unde să pornească, dar e clar că va avea cu totul abordare față de ceea ce am văzut până acum la echipa națională. Sunt foarte multe necunoscute, nu l-am mai urmărit pe Mircea Lucescu de foarte mult timp. E un proces la care se înhamă, de la care cred că avem cu toții de învățat. E un om care are experiență, expertiză, e cel mai galonat antrenor și poate cel mai valoros antrenor român din toate timpurile și cred că trebuie să pornim optimiști în această calificare, da, pentru. Și un selecționer, am tot spus la Pro Sport Live, un selecționer primit foarte bine față de ce s-a întâmplat înainte. Nu cred că a existat după revoluție un selecționer primit atât de bine, Mihai Stan. Păi, vorbim despre Mircea Lucescu. Eu consider că cea mai bună antrenor român în momentul de față. Este un câștig pentru noi, pentru fotbalul românesc, venirea domnului Lucescu. Și sper ca, să zic așa, să debuteze cu o victorie contra celor de la Kosovo. Sper, dar ce crezi? Vine să vină un gheara pronosticului, te rog. 1x. 1x. Păi 1x ne pui pe noi, 1x. Nu, zic așa, eu sper să câștige. E meciul greu cu cei de la Kosovo. Cu cei de la Kosovo vor să se răzbune pentru ce s-a întâmplat meciurile pentru calificarea la europene. Eu zic că vom avea un meci foarte greu. Dar mă bazez pe experiența domnului Lucescu și sper să vom câștiga. Și pe jucătorilor. Că da, mai ales că te antrenează Lucescu, cum ai zis. Și au vin și după un campionat european reușit. La fotbalul care l-am avut în trecut. Este o mare realizare că am ajuns acolo. Și eu zic că meciul cu Ucraina ne-a dat încredere că se poate, cu niște jucători foarte valoroși. Gabi, pe tine nu te întreb de pronosticuri, să știi, dar dacă vrei să-l oferi ce crezi, ne aruncăm și în discuția asta. Însă vreau să te întreb de ce este importantă Liga Națiunilor, care este importanța acestei competiții, pentru că puțini microbiști știu. Luăm o competiție proaspătă, înființată de Forul Continental destul de curând, însă nu știm exact de ce este atât de importantă și o să te rog pe tine să ne explici. În contextul în care se află echipa națională de fotbal a României acum, probabil această ediție a Ligii Națiunilor este cea mai importantă prin efectele, posibilele ei efecte pentru tricolore. Din două motive. Preliminariile de mondial, care vor începe în martie anul viitor, vor însemna grupe din care, pe zona europeană, doar câștigătoarea, doar locul întâi merge direct la turneul final. Locul 2 în grupele preliminare, în grupa României preliminară, să spunem, de mondial, va merge la barajul pentru mondial. E bine, tragerea la sorți pentru aceste grupe se va face la începutul lunii decembrie, după ce se termină Liga Națiunilor, deci în acest an, și va ține cont de clasamentul FIFA la acel moment. Astăzi, acum, noi suntem undeva la limita dintre urna a doua și urna a treia.
Dacă vom câștiga grupa de Liga Națiunilor și vom face suficient de multe puncte, deci nu e suficient, nu este destulă câștigarea grupei de Liga Națională, ci și cu suficient de multe puncte, avem toate șansele să ne conservăm această poziție în urna a doua la tragerea la sorți a preliminarilor de mondial. Ceea ce înseamnă că putem forța, firește, locul întâi în grupa preliminarilor de mondial, calificarea directă, dar plecăm cu un mare atu pentru locul 2, măcar barajul de mondial. Dacă nu vom câștiga grupa de Liga Națiunilor, avem foarte mari șanse să fim în urna a treia valorică, ceea ce înseamnă în preliminariile de mondial o grupă în care vom avea o forță de tipul Franța, Spania, Germania, Anglia, iar din urna a doua o echipă foarte, foarte tare, tot din categoria granzilor sau din eșalonul 2, să spunem, dar de tipul Elveția, Austria, Danemarca, Croația, un nume foarte tare. A doua însemnătate a Ligii Națiunilor este legată tot de mondial. Spuneam că din grupele preliminare pe zona europeană merg direct la turneul final câștigătoarele de grupă, iar locurile 2 la baraj. Vor fi 12 locuri 2 la baraj, plus încă 4 locuri de baraj alocate câștigătoarelor de grupă din Liga Națiunilor. Acelor 4 câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor care nu s-au calificat la baraj prin preliminariile clasice de mondial. Așadar, și în situația în care am terminat, să spunem, pe locul 3 sau 4 în preliminariile de mondial în grupa noastră, dacă am câștiga această grupă de Liga Națiunilor cu Kosovo, Cipru și Lituania, am avea o șansă foarte mare să ne aflăm la baraj. Pentru că merg în baraj acele câștigătoare de grupă de Liga Națiunilor care n-au prins locul 1 sau 2 în preliminariile clasice de mondial. Și sunt șanse foarte, foarte mari ca marea majoritate a echipelor să se bune, valoroase, să se claseze pe locul 1 și 2 în grupa preliminară clasică de mondial, astfel încât inclusiv din Liga C a Ligii Națiunilor, unde ne aflăm noi, câștigătoarea de grupă să beneficieze de un loc la barajul pentru mondial. Am un comentariu interesant de la Cristi Frâncu. O să fie interesant să vedem cum facem trecerea de la norocul proverbial al familiei Ordănescu la ghinionul notoriu al familiei Lucescu. Acum partea cu norocul proverbial al familiei Iordănescu trebuie notată pentru că îl știm. Însă aici nu știu cât de notoriu este ghinionul familiei Lucescu, Marian Aliuță, cât crezi că o să conteze, pentru că de multe ori ne-am agățat și de acest efect, norocul, care la fotbal este important. Da, este important. Trebuie să ai și șansă în fotbal, nu numai valoare, dar nu văd unde familia Lucescu a avut așa neșansă în fotbal, pentru că au avut rezultate și se văd și asta. Și de-a lungul timpului Nea Mircea a avut și șansa lui în multe meciuri. Adică nu văd ghinion la familia Lucescu. Cum ai zis mai devreme, că au ghinion, nu cred. O să vreau să-l întreb pe Gabi, cum vezi tu surprizele care ne așteaptă în lotul lui Mircea Lucescu? Sunt câteva posturi unde avem semne de întrebare. Vorbeam cu tine înaintea emisiunii când pregăteam desfășurătorul și îmi spuneai că tu crezi că și la Burcă cu Cristea s-ar putea să fie una dintre schimbări. Eu ți-am spus că nu văd în niciun fel și mi-ai prezentat și argumentul. De aici îți pasez ție discuția și te rog frumos să punctezi în zonă și o să preluăm noi după ideile și vedem la ce concluzie ajunge. Nu am spus că văd pe Iulian Cristea în axul apărării. Am spus că atâta vreme cât printre opțiunile pe care ai la dispoziție l-ai convocat pe Iulian Cristea la sugestia sau nu venită din partea lui Neluțu Sabău, atunci cu siguranță principala soluție în momentul de față pentru înlocuirea lui Burcă, în cazul în care Mircea Lucescu va decide să modifice cumva 11-le de bază clasic pe care l-am moștenit din epoca Edi Ordănescu, ar fi aceasta. Dar, din punctul meu de vedere, e o întrebare grea la care dacă am putea răspunde acum am avea foarte multe efecte. E clar că Mircea Lucescu își dorește, avem toate semnalele, toate informațiile din interior, își dorește să modifice echipa națională din echipa de tip reactiv pe care a construit-o Edi Ordănescu într-o echipă de posesie, o echipă care controlează joc. Și dacă această schimbare își dorește să o implementeze de acum, de la meciul cu Kosovo, sau să înceapă implementarea acestei schimbări de acum, de aici derivă foarte multe consecințe. Asta ar putea însemna și o schimbare de sistem spre un 4-2-3-1 clasic în care și-ar găsi loc mult mai ușor și Alex Mitriță.
Asta ar însemna, spre exemplu, o altă dinamică a schimbărilor și în timpul partidei, pentru că Edi Oldănescu ne obișnise cu un anumit tip de schimbări deja clasice, ale extremelor prin minutul 60, foarte rar un inter în sistemul 4-3-3 teoretic pe care l-a liniat trecut în 4-1-4-1 de cele mai multe ori. Practic, dacă revoluția pe care și-o propune Mircea Lucescu va începe de la Priștina sau nu. Miza e uriașă, sunt plusuri și minusuri pentru fiecare dintre aceste două variante. De a păstra lucrurile așa cum sunt cel puțin acum sau de a începe modificările încă de mâine. Pentru că, așa cum explicam importanța Ligii Națiunilor pentru calificarea la Mondial, în acest context, partida de la Priștina cu Kosovo este determinantă pentru locul întâi sau pentru șansele pe care România le are la locul întâi în grupa de Liga Națiunilor. În cazul în care învingem la Priștina, cred că doar un accident ne mai poate scăpa între ghilimele de locul întâi. Chiar dacă facem un rezultat de egalitate în Kosovo, e clar că pornim din start cu prima șansă la câștigarea grupei. Câtă vreme, eu cred că bătălia aceasta o vom da cu Kosovo și nici de cum cu Lituania sau Cipru pentru câștigarea grupei. Sunt multe întrebări, dar cred că toate converg spre această întrebare fundamentală. Își implementează Mircea Lucescu viziunea, cu siguranță diferită de cea lui Edi Oldănescu, de la meciul cu Kosovo, sau va aborda precaut, conservator, urmând să implementeze treptat elementele din viziunea lui asupra echipei naționale pe întreaga durată a Ligii Națiunilor. Vorbim de două partide în septembrie, două în octombrie și două în luna noiembrie. O să vreau să-l întreb pe Ovidiu Burcă. Ce părere ai, Ovidiu, de... Eu cred că se va vedea amprenta, se va vedea stilul de la primul joc. E clar că nu vor fi niște schimbări totale, dramatice. Au fost foarte multe lucruri care au funcționat foarte bine și cred că alea le va păstra. Dar sunt întotdeauna lucruri mai puțin bune care pot fi îmbunătățite. E clar că nu va putea revoluționa din prima cu un stil de joc super ofensiv, exuberant, pentru că lucrurile astea vin pornind de la o precauție în principal. Da? E clar că jucătorii români la nivel internațional nu au încă capacitatea să-și domine adversarii de o manieră extraordinară, chit că vorbim de Kosovo, chiar și Lituania, pe Cipru nu i-am mai văzut de foarte mult timp, dar și ei sunt convins că au jucători la nivelul echipei naționale destul de buni. Deci, cumva, cred că va fi destul de prudent în a face schimbări radicale, inclusiv în a oferi și a imprima echipei un stil ultra-ofensiv. Bine, Lucescu... Mircea Lucescu n-a fost niciodată un antrenor care a avut eminamente un stil ofensiv. Întotdeauna a plecat de la o apărare extraordinar de bine făcută, de la linii apropiate, distanțe scurte între jucători. Bineînțeles că, cunoscând, pentru că una e să vezi echipa națională de la televizor, să vezi jucătorii, alta e să-i asamblezi împreună. Sunt convins că, văzând nivelul lor adevărat, cunoscându-i foarte bine, atât din punct de vedere uman, dar și fotbalistic, va reuși să facă upgradări la fiecare meci.